Bună ziua, dragi telespectatori! Eu mă numesc Microfonian Crainic și voi modera această dezbatere electorală din umbră, adică voi fi o voce din umbră. Ca invitați la această ultimă dezbatere electorală îl avem pe domnul Dorin Chiartoacă, care deja nu ne mai este oaspete, și în sfârșit am reușit să-l găsim aici în sânul naturii pe domnul Veceslav Iordan, împreună cu șeful stafului său electoral, domnul, cum vă numiți, domnule? Păi, eu nu vreau să-mi fac reclamă. Aha, bine, am înțeles. Acum, haideți să-i dăm start discuției. Dacă îmi permiteți, eu să încep. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați chemat repede aici, când l-ați găsit pe domnul Iordan. Domnule Iordan, de ce ați refuzat tot din adinsul să ieșiți în fața camerelor, în fața alegătorilor dumneavoastră și tuturor alegătorilor în general, să vorbiți, să le promiteți, să le spuneți programul dumneavoastră electoral? Eu sunt gospodar. Cum nu a vorbit domnul Iordan? Domnul Iordan a vorbit. Domnul Iordan, la dânsul nu vorbește, la dânsul nu predomină limbajul verbal, la dânsul predomină limbajul faptelor. El totdeauna a vorbit cu oamenii, totdeauna a încercat să discute cu dânsul. Iată, chiar și când a venit Filip Kirkorov la Chișinău, marele artist al Federației Rusie, domnul Iordan a discutat întâi cu dânsul vreo două ori la telefon, după asta altfel. Că nu iese în fața camerelor, e o altă problemă. Domnul Iordan are o fermă de păsări, are o fermă de vaci și o fermă de văcuțe pe care el personal le mulge în fiecare dimineață. Numai el Iordan are ferme. Dumneavoastră să vedeți în ce situație se află fermele lui. În Florești, acolo trăiești ca în rai, în fermele și. Bine, deci a acceptat să vorbească cu Kirkorov, dar n-a vorbit cu alegătorul. Asta și-am vrut să vă spun până acum. Domnul Iordan e foarte bun gospodar. Eu sunt gospodar. Foarte bun manager și la dânsul faptele trebuie să vorbească și nu limbajul verbal. Iată, uitați-vă și la mâna dumnealui. Până acum, în campania electorală, toată campania. Da, a avut mănușă. Iată, mănușa nu mai are pentru că reconstruind un viceu comunal la noi de aici în capitală, a scăpat mănușa în decolorant și respectiv chiar, am hotărât. Chiar v-am crezut. Eu sunt gospodar. Dumneavoastră trebuie să mă credeți și nu trebuie să facem haz și PR negru să-mi impuneți. Pur și simplu noi discutăm, facem o dezbatere electorală. Așa. Este un telefon în direct. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, domnul Iordan. Domnul Iordan, eu am vrut dumneavoastră, că așa să vă spun, să vă pun o întrebare. De când te-am văzut, campania dumneavoastră electorală a fost una chiar super. Pe tot Chișinăul puteam să vedem numai panourile dumneavoastră electorale, numai fețele dumneavoastră, fața dumneavoastră mioritică, blândă, mâna cea astupată cu o mănușă roșietică care reprezintă sângele nostru. Și din câte am auzit, dumneavoastră, e adevărat ce se spune? Sunteți chiar un bun gospodar? Eu sunt gospodar. Și sunteți mândru de acest lucru? Eu sunt gospodar și sunt mândru de lucrul ăsta. Eu am ceva în plus, n-am nimic în minus. Da, da, dumneavoastră. Bine, bine, mulțumesc. Bine. Așa, da, vă mulțumim. Da. Continuați chiar, mai departe. Chiar n-are nimic în minus. Dumnealui față de Dorin Chiartoacă, care este încă un papă lapte, dumnealui semnifică totul. Dumnealui semnifică. V-aș ruga să fiți atent la cuvinte. Păi, chiar dacă aveți dreptul la opinie. Asta e opinia mea și nu numai opinia mea, cred că tot electoratul gândește așa. Domnul Iordan este un bun gospodar, domnul Iordan este un bun manager, el are ceva în plus, el este omul indicat, omul născut pentru a fi primar. De ce nu l-am auzit eu niciodată? Nu e important dumneavoastră, el a vorbit și totdeauna a vorbit și încă va vorbi pe viitor și nu prin declarații, dar prin fapte. El n-a ieșit la dezbaterile acestea. Ce fel de fapte? Electorale care nu sunt, care nu au absolut nicio eficiență. Eu sunt gospodar. Corect. Nu au nicio eficiență din simplul motiv că a pierde timpul în zadar în loc să faci ceva bun pentru capitală. Considerați că a ieși în fața alegătorului, ai spune programul tău electoral, este o pierdere de timp? Nu. Este o pierdere mare de timp, nu numai o pierdere de timp, pentru că este imposibil să ieși în fața legătorului când atunci aștepți foarte multe lucruri să faci, să întreprinzi pentru capitala, pentru bine. Domnilor telespectatori, trageți singuri concluzia, să vedeți cine merită și cine nu să vă conducă capitala pe viitor. Iordan. Bine, eu țin să-i mulțumesc, mie cel mai tare mi-a plăcut de domnul Iordan, eu țin să-i mulțumesc lui astăzi pentru toate declarațiile care le-a spus.